Iar acum, oameni buni, vreau un rând de aplauze pentru colegul nostru Radu Pruteanu, pentru că a avut o idee genială și anume, hai să-l găsim pe Kevin de România. Așa că Radu Pruteanu, 10 puncte și o excursie la Cojocna. E pe lângă la Cluj. Lasă, cauți tu. Perfect. Sau pentru colegul nostru Radu Pruteanu, care a avut ideea aceasta cu să-l găsim pe Kevin de România, 10 puncte și o excursie la Beliș, de unde e Claudiu Bleonț. Am văzut și niște imagini fabuloase de acolo. Haideți să vedem câteva fotografii, Ciucă, pentru că oamenii ne trimit poze cu copiilor care ei spun că seamănă cu Kevin. Noi o să-l căutăm până o să-l găsim. Să știți, dragi părinți, că puteți să-i și aranjați puțin, să le faceți freza așa, cu apă. Uite, așa, să aducă cât mai mult a Kevin. Dar adevărul că toți sunt super frumoși și super drăguți. Ia uite-i. Aici s-a pus lângă televizor. Ia uite, ia. Perfect, îl căutăm pe Kevin de România. Să știți că aveți numărul de telefon afișat pe ecran. Nu acum, în câteva momente se va întâmpla acest lucru. Uite, și asta e tare. Toate sunt tare. Și numărul de WhatsApp acum pentru cei care vor să ne trimite poze cu Kevinilor. Dacă știți că aveți un vecin care are un copil care seamănă cu Kevin sau dacă aveți un copil care seamănă cu Kevin și mai e și năzdrăvan precum e Kevin din Singura Casă și dacă e și în stare să se descurce singur cum se descurcă Kevin. Dați lovitura, îl căutăm pe Kevin de România pentru... pentru a-l prezenta unei țări întregi. Toată România știe că îl căutăm pe Kevin, așadar ajută-ne să le găsim. Tu, dragă telespectatorule, trimite-ne poze pe WhatsApp sau pe adresa de mail dacă ai vreun vecin, dacă ai vreun nepot, dacă ai vreun verișor, dacă ai un copil care seamănă cu Kevin și dacă este și neastâmpărat, așadar îl căutăm pe Kevin de România. Ciucă, ai mai primit ceva, Kevin? Aoleu, foarte, foarte multe, foarte multe. N-am timp să le salvez pe toate. Hai să vedem ce s-a salvat. Ia, uite. Deci aici, uite, are și posterul în spate, tot da. Lui Kevin. Asta e un Kevin mai cu minte. Da. Era la munte, ia uite, Kevin de România există. Și noi o să-l găsim pe adevăratul Kevin de România. Ce tare și poza asta. Da, uite, vezi, sunt fotografiați de părinți exact cu mimica pe care o are Kevin, în ipostaza pe care o are în film. Foarte tare, dragi părinți, mobilizați-vă și trimiteți-l pe Kevin. Uite aici. Doi Kevin? Ăștia-s doi. Doi Kevin, îți dai seama? Ordine acasă. Ia uite. Cât de tari sunt pozele. Îl așteptăm pe Kevin de România. Pe adresa de WhatsApp îl așteptăm la ProTV. ProTV. Aici e Kevin după ce după a căzut lupta pe cu bandiții. Casei. Ia uite-o, Kevin. Foarte tare, așteptăm imaginile dumneavoastră, oameni buni, pe adresa noastră de WhatsApp, pe adresa de mail.